Salutare tuturor! Am comandat zilele trecute de pe site-ul GoPro, direct de la ei de pe site, această cameră GoPro 11 Hero. Pe site-ul lor am dat undeva la 300, era $450, dar în momentul în care am adăugat acel abonament anual de 50 de euro, am luat undeva la 380 de euro. O să vă pun o imagine în partea din dreapta a ecranului sau în stânga și o să vă arăt exact cât m-a costat. Surprinzător, a ajuns destul de repede, cred că, nu știu, am comandat-o înainte de Crăciun, parcă să zic, pe 23 cred că am comandat-o și ieri mi-a ajuns. Arată cam așa, e puțin rupt aici pentru că în momentul în care am desfăcut-o din pachet, am tras și s-a desprins. Asta este varianta cu accesorii, era și varianta simplă, doar camera, însă am ales-o pe aceasta pentru că era diferență aproape, de fapt nu prea exista niciun fel de diferență între cea simplă și aceasta. Varianta aceasta conține mânerul acela în care se fixează camera, încă o baterie în plus, un suport din acela care se prinde pe cap. Așa, și un clips, la fel, probabil că se utilizează tot la ceva prinderi. Ok, haideți să-i dăm drumul să vedem ce anume conține. Nu... Se pare că vine într-o husă. Vine așa, cam așa ceva. Vine într-o husă de genul ăsta de la ei, de la GoPro. Iar aici avem instrucțiunile de utilizare pe care, nu știu dacă le citește cineva, aici îmi spune cum anume se fixează camera, da, instrucțiunile de utilizare, o spunem, iar în interior, nu v-am spus, mi-au dat și un card din acesta cadou, de 32 de giga de la SanDisk, pe care mai mult ca sigur îl voi utiliza cu camera. Pe lângă asta am primit acest, ăsta e un mâner simplu. E destul de ușor, cred că asta e cel mai important, să fie ușor, pentru că o să stăm foarte mult cu mâna întinsă și... Da, aici probabil că aici se prinde camera. N-am mai avut, este prima dată când achiziționăm o astfel de cameră. Asta este suportul acela pe care se pune pe cap. Acel clips. Un alt fel de clips, ceva de genul, cred că ăsta se pune... Cred că asta se pune aici, cumva, sau nu știu. Nu știu, mă rog, văd eu după aia. Scuze. Sau ăsta. Mă rog, vedem după aia. Trebuie să mă uit să văd. V-am zis, este prima dată când ne achiziționăm așa ceva. Două baterii. Pe site-ul din România, pe Altex și pe oricare alte site-uri, era minim, varianta asta era minim 2500-2600, cu puțin noroc era 2500-2600 de lei. Iar aceasta este camera. Intenționăm să o folosim în vacanță, pentru că în luna februarie o să plecăm în vacanță în Franța, în Nisa, unde o să filmăm tot ce se poate filma în zona aia. Și de aceea ne-am hotărât să luăm și o cameră, pentru că cu toată lumea știe cât de bună este stabilizarea la astfel de camere. Din ce am citit pe internet, ar fi puțin mai micuță ca dimensiune în înălțime, dar vine cu o cameră, imediat vă spun, vine cu o cameră de 27 de megapixeli spre deosebire de altele care,
spre deosebire de varianta de data trecută, aceasta are 27 de megapixeli, iar Hero 10, GoPro Hero 10 are doar 23 de megapixeli. Bine, și stabilizarea este mult, mult mai bună la aceasta. Se pare că aici o să are suportul în interiorul camerei cumva. Nu știu, am înțeles că... și aici are cumva microfon, cred. Ok. Ce altceva? Și acesta este cablu. Cred că este cablu pentru alimentarea GoPro-ului. Sau? Nu-mi dau seama cum anume se încarcă bateria. Cred că trebuie să iau ceva separat pentru a încărca bateriile, mă gândesc. Sau se încarcă, sau poate se încarcă direct în cameră. Nu știu. Nici măcar nu-mi dau seama, nu știu cum se deschide. După 200 de ani mi-am dat și eu seama cum naiba să deschid chestia asta. Aici se bagă camera, probabil se bagă bateria și acum să vedem dacă mă descurc. Ok, asta e doar pentru a putea scoate bateria din cameră. Cam asta este. GoPro. Să știți că moment v-am zis. Ok. Trebuie să fac setările, o să le fac repede pe telefon, după care revenim și continuăm cu unboxing-ul. Ok, nu am baterie ca să pot să fac toate setările, dar oricum sunt extrem de mulțumit de cameră. Îmi place foarte mult faptul că are și în partea din față un ecran mic în care te poți vedea, nu știu, deși este, chiar îmi place, este super, super wide, îmi place mult de tot cum arată. Și claritatea este foarte, foarte mare. Chiar îmi place mult. Nu pot să-i fac update pentru că trebuie să aibă baterie mult mai mare, cu un procentaj mai mare. Și de aceea nu o să pot să-i fac update, însă o să-i pun cardul fix acum. Dacă aș ști pe unde-l pusei. Ok. Cred că cea mai bună variantă o să fie dacă o să-mi iau eu pe viitor un hub din acela de încărcare. Pentru că având și două baterii e destul de aiurea să stau cu camera la încărcat, că mai mult ca sigur să am nevoie de ea cel puțin în vacanță, chiar dacă... Adică e ciudat să ai două baterii și să stai să le bagi în cameră să le încarci pe rând. De aceea probabil că o să... Mai mult ca sigur o să luăm și un hub. O să vedem cum anume bag acest card. Și cu siguranță o să-mi trebuiască și un alt card de puțin mai mare. Bine. USB connected. Ok. Da, nu o să pot să-i fac setările în continuare pentru că nu are baterie. După ce mi se încarcă puțin camera, o să revin cu setările ei, adică o să revin după ce fac setările camerei și o să încep să filmez puțin pe aici și nu numai pe aici, puțin pe afară. Vă spuneam faptul că îți trească să luăm un hub de încărcare ca să încărcăm amândouă bateriile odată
Și cred că o să trească să mai luăm cel puțin un card puțin mai mare, dacă nu de 128 de giga. Nu știu exact cât suportă GoPro-ul, cât giga suportă, dar cred că 128 de giga ar fi suficienți ca să nu trebuiască tot timpul să șterg din filmări cumva. Deși probabil că e ok să mă așez din ele să nu fie încărcat cardul. Nu știu, să vedem. Oricum, dacă nu de 128, măcar de 64 de giga. Cu viteză mare. M-aș fi bucurat, sincer, dacă ar fi fost... Știu că mai este o variantă, varianta aceea în care poți să încarci camera din acest tripod sau nu știu exact cum se numește, parcă să zic așa. Știu că are o baterie în interiorul lui, se încarcă, are o baterie în interior și cu ajutorul bateriei din el poți să încarci camera. Știți cu drept că majoritatea știți că acest GoPro vine cu o grămadă de accesorii. Probabil că o să luăm și noi varianta acela de body în care putem să punem camera într-un alt corp, iar pe corpul respectiv să putem să fixăm fel și fel de accesorii, alte accesorii. Cred că o să am văzut pe internet că este un fel de lampă din aceea micuță pe care putem să o conectăm la cameră și pe lângă asta și un microfon. Mă gândesc că ar fi necesar un microfon bun să văd unde găsesc, cum găsesc la fel să-l prind acolo. Ok, până îmi dau seama cum anume să prind jucăria asta aici, chiar nu-mi dau seama acum, probabil că asta este, probabil. Nu-mi dau seama. Până când îmi dai seama care, cum stă treaba, aștept să se încarce camera, să se încarce GoPro-ul și după continuăm cu ceva filmări de prin casă și nu numai, și de afară, să vedem la lumină. Încă este lumină afară și atunci vreau să văd cum anume se vede și cum, care este calitatea imaginii și cât de bine se comportă la schimbările bruște. Revin după ce se încarcă camera și după ce fac setările complete. Haideți să testăm noua cameră. Wow! Wow! Chiar e super wide, adică la modul stau de aici și se vede tot. Hai să vedem și afară cum se vede. În tuneric. Având în vedere că am lumina în spate. Da, totuși se vede. E chiar ok. Hei, suntem la țară, ne plimbăm pe aici cu fata, încercăm să căutăm pisicile, dar nu prea le găsim. Ce faci, tati? Da, încercăm să căutăm pisicile, însă nu prea le găsim. Ia uitați ce avem fix în față cu casa noastră. Este biserica. Da, biserica. Partea unde mi-am petrecut eu majoritatea copilăriei. Nu vreau să bag unul mic de ăsta. A, vrei să bagi unul mic de așa? Da. Bine, hai să mergem. Vrei să mai iau eu unul, să avem acolo? Unul mic. Îl mai iau, tati, unul mic? Da. Bine. De asta așa. E bine? Da, mare. E mare ăsta? Da. Și luăm pe ăsta, da? Da. Bine. Haide să mergem. Hai grijă, ușor, da? Ce se întâmplă? Nu mergem? Haide acolo. Hai. Back on business. Am fost și am testat-o un picuț camera. Sunt mulțumit momentan de ea. Nu am baterie deloc. E ciudat faptul că vin cu baterii de 15%.
Și în momentul în care vrei să conectezi, să o conectezi la telefon și să-i faci update, nu te lasă. Că am reușit să încarc un picuț bateria și am filmat, am luat 2-3 cadre. O să le vedeți și voi sau le-ați văzut, ați văzut cadrele deja. Sunt încântat de ea. O să trească să mai comand, o să mai comandăm un charger din acela, v-am spus, și cred că și e o lumină, ceva de genul o lampă. Este o lampă pe care se atașează pe un body, dar trebuie cumpărat un body. Asta, camera asta se bagă într-un body, iar acolo are două puncte de prindere. Are unul sus și unul pe lateral. O să pun lampa sus. Lampa este, vine cu baterii. Poți să îi pui baterii și să funcționeze pe baterii, deci nu se conectează la GoPro. Pe lângă asta, acel suport, să zic body, acela are și aici un microfon. Mai mult ca sigur o să cumpărăm și asta până când plecăm în Nisa. Momentan rămâne așa, să vedem cum se comportă. GoPro-ul l-am comandat direct de pe site-ul celor de la GoPro. A costat 382 de euro, incluzând tot pachetul ăsta cu suportul acesta, mânerul acesta, suporții aceștia de prindere și ce v-am arătat mai devreme, bateriile. Și pe lângă asta, asta ar veni undeva la cât? 1900 de lei, 382.48 ori 4.95. 19 milioane au fost doar camera și cu accesoriile. Și a mai trebuit, pentru că ei au avut un discount pentru persoanele care achiziționează un membership din acela, un subscription, un abonament anual. Pentru achiziționarea unui abonament anual, ei dădeau un discount, un alt discount. Și în mod normal era undeva la 480 de euro. Iar noi, cu acel, luând acel abonament, am ajuns să dăm 380, însă am plătit și 50 de euro la abonament. Deci în total ar veni undeva la, să zic, 430 de euro, ceva de genul, cu tot cu abonament. Să zic 430 de euro ori 4. Deci am plătit undeva la 2100 de lei, iar dacă e să ne uităm pe site-urile din România, Altex, Media Galaxy și EMAG, am fi dat cu kitul ăsta undeva la cel puțin 2600 de lei. Deci 500 de lei am scutit din start, poate chiar mai mult. Așa că asta a fost unboxing-ul pe ziua de astăzi. Sperăm să ne aducă numai bucurii camera asta, cel puțin în Nisa, și începând de astăzi o să folosim, cred că, mai mult camera, pentru că până acum foloseam telefonul și această cameră cu care mă filmează Sony, însă Sony nu este la fel de stabilă în momentul în care te filmezi în timp ce mergi pe drum. Și atunci, cu siguranță, GoPro o să facă diferență. Până atunci, nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut acest unboxing și să vă abonați canalului, pentru că urmează filmări speciale cu acest GoPro, având în vedere că o să luăm foarte mult cu noi în vacanță. Să aveți o săptămână cât mai drăguță. Pa!